Bună ziua, stimați prieteni, mă numesc Veceslav Ioniță și vă invit la cea de 154 ediții de analize economice, un proiect comun în dezvăitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți urmări pe paginile oficiale a instituțiilor noastre sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi vreau să continuăm, cred că vom mai avea încă una sau două ediții de analize economice, subiectul exportului de fructe în Republica Moldova, cel puțin și din motivul că în anul 2023 am avut câteva rezultate spectaculoase în domeniul exportului de fructe, iar în condiția când exporturile moldovenești în 2023 a înregistrat o scădere nu mare, dar oricum a fost o scădere neplăcută, fructele au fost cele care au crescut și au crescut destul de puternic la capitolul exporturi. Mai mult ca atâta, vreau să spun că dacă în trecut noi aveam practic două fructe care le exportam, două produse din ramura fructiferă, deoarece nucile, mărca, categoria aparte, nucile și mierele dominau exportul nostru. Voi face la urmă, cred, cu o analiză de ansamblu, tot ce înseamnă fructe, nuci, pomușoare exportate de Moldova. În prezent, noi avem o diversitate mare de produse exportate, lucru despre care am vorbit, și doi, dacă înainte dominau două, trei țări în exporturile noastre, acum avem o diversitate mare. Deci noi real am mers pe două dimensiuni. S-a extins nomenclatorul sau numărul de produse de fructe, nuci, pomușoare exportate și doi, a crescut semnificativ țările. Cred că voi începe cu... Astăzi vreau să vorbim despre producția, consumul intern și exportul de cireșă și cred că cel mai dorit grafic, care și l-a dorit orice ministru agricultură, să-l prezinte zilnic și cu care s-ar lăuda, care ar fi cartea de vizită a Republicii Moldova. Deci dacă aș vrea să mă laud cu ceva, dacă aș fi ministru agriculturii, cred că aș fi strugurii, prunile deja știți, dar pe primul loc este cireșele și vă explica din ce cauză. Ca volum, ele nu sunt primele. Ca volum, strugurii au ajuns pe locul întâi, prunile noi am reușit să dominăm piața europeană, dar uitați-și dumneavoastră la grafic. Cireșele au cunoscut cea mai spectaculoasă creștere din tot ce știm noi, istoria Moldovei. Deci dacă în anul 2016 ne-am exportat cireșe de 1,2 milioane dolari, 2 milioane dolari, după aceasta am oscilat între 4 și 6 milioane de dolari, 2022-2023 au fost niște ani fără precedent. Uitați-vă dumneavoastră, 22 de milioane de dolari aproape exporturi de cireșe sau de 11 ori mai mult decât în 2016. Avem o creștere pur și simplu spectaculoasă. De ce acum și-o voi explica? Și al doilea lucru care e legat de exporturi. Când începem cu cireșul, cu exportul. Deci prima ce vedem noi, o creștere pur și simplu care nu o mai putem atesta nici la un alt produs, o creștere de câteva ori în doar 2 ani de zile, de 3-6 ori mai exact. Al doilea lucru interesant, dacă vă uitați, în 2016-2017 noi exportam cireșul în doar două țări, Rusia și Belarus. În 2023 am avea un record absolut, 14 țări. Nu-i ca la struguri, nu-i ca la alte produse, dar 14 țări, să nu uităm că este un produs perisabil, dar oricum, dacă observați, tehnologic, noi deja putem rezolva problemele. Mai mult ca atât, anul 2023 se deosebește de toți ceilalți ani, din ce cauză? Că eu m-am uitat la cireșe, ce am avut noi. A fost Rusia, Belarus, apoi a intrat România în joc. România, de fapt, în ultimii ani de zile este țara care ne permite ca să dezvoltăm sectorul de fructe, nuci, pomușoare în Republica Moldova, deoarece absorbe o cantitate enormă de produse de-a noastră. Și atunci am vrut să văd top 3 țări, Rusia, bănuiți că este Rusia, Belarus și România, cât care este cota lor de piață. 2016-2017, 100%, după asta 99%, chiar în 2022, chiar dacă Rusia, Belarus nu mai domina, dar România era a treia țară și atunci Rusia, Belarus și România însemna 97% din toate exporturile noastre de cireșe. Practic, în aceste trei țări, restul nicăieri nu exportam. 2023 se deosebește cardinal, că la noi brusc a crescut numărul de țări unde am exportat noi cireșe și deja primele trei țări de la export absolut, practic, doar în aceste trei țări exportam, ele au ajuns la 62%, lucru care este îmbucurător. Aceasta ce înseamnă că avem un potențial enorm, că dacă am reușit să deschidem o cărărușă în aceste
11 țări suplimentar la primele 3, atunci asta înseamnă că Republica Moldova are un potențial enorm de creștere. Care sunt țările unde am exportat noi cireașa? Până în 2023 nici nu are sens să vă dau graficul, ați înțeles. Primii ani, Rusia, Belarus, 100%, apoi urmează România, toate trei împreună, 100%, deci trei țări de 1100%, nici nu are sens să discutăm. Real, la noi apare o palitră așa, deci un tablou frumos de export în 2023. Da, Rusia continuă domini 33% din toate cereșile noastre mărți în Federația Rusă, România este pe locul 2 cu 15%, Belarusul pe locul 3 cu 14,3%, vedeți, România destul de rapid crește, dar uitați-vă, apare Kazakhstan, Letonia, Marea Britanie, țări unde noi am exportat destul de mult, Kazakhstan cu 10%, lucru care este îmbucurător. Ce înseamnă lucrul acesta? Că 22 de milioane exporturi, dacă avem și contextul bun favorabil, poate avea creștere destul de puternică. Despre aceasta, cum a condiționat exportul, ce a condiționat, ceva mai târziu. Și aici vreau să vă arăt cu un grafic destul de important. Cireșele, pe lângă export, știți că înainte ca să le export, cireșele trebuie să le mai crești. Deci noi, într-adevăr, în ultimul timp avem o creștere semnificativă a suprafețelor de leviet. Dar aici eu întotdeauna voi împărți leviețele în două categorii. Întreprinderile agricole și fermieri și populația. Din ce cauză? Când la capitolul populației, populația de multe ori cireșele lor fie sunt îndreptate spre piața locală, fie spre consumul propriu, mai puțin, nu că nu, dar populația tot participă la export, dar ceva este o activitate economică mai puțin organizată. Nu că nu este bună. Să crească populația cireșe, să le consume ei, să le vândă la piață și să consume toată Moldova cireșe. Dar, totuși, dacă vorbim despre activitatea economică, mai mult mă interesează partea de întreprindere agricolă și fermiere, acolo unde creșterea de cireșe este strict orientată spre activitatea economică, spre vânzare. În cazul populației este fie consum intern, fie consum personal. Și uitați-vă dacă în 2006-2010, în această perioadă, estimativ, doar și nu avem datele separate pe cireșe, dar putem estima. Noi am avut undeva 2,8 mii de hectare de cireșe, dintre care întreprinderile agricole și fermiere doar 0,6 mii hectare și 2,2 mii era populația. De fapt, toate plantațiile noastre de cireșe erau mai mult orientate spre consum personal, spre consum intern și era foarte, nu că era greu, dar era mai dificil să organizezi procesul de export al lor, cu toate că se colecta și atunci se mergea la export. Acum, începând cu anul 2020, dacă uităm atent, este primul an când plantațiile de cireșe comerciale, dacă îmi permit să spun, avem plantații de cireșe comerciale, astea sunt întreprinde agricoli și fermieri, și plantațiile de cireșe care tot sunt comercializate, dar este greu să spui ce sunt, le crește pentru noi sau pentru vânzare, au dominat în structura plantațiilor de cireșe. Cireșe 2,1 mii hectare față de 2,000 de hectare. În prezent, la populație avem 1,9 mii hectare de cireșe, ceea ce este foarte bine, iar cel mai important, dacă observați atent, la noi a crescut enorm plantațiile de cireșe comerciale. De fapt, una din cheile succesului este că cireșele au devenit un produs investițional. Deci, întreprinderile agricole, fermierii văd plantațiile de cireșe ca un potențial de creștere și rezultatele vedeți noastre, o creștere de 11 ori în doar câțiva ani de zile a venitului din cireșe, ne-a dus la ceea că noi, în principiu, avem plantații de cireșe comerciale de la 0,6 mii hectare la 2,8 sau o creștere de aproape 5 ori într-o perioadă de mai puțin de cât primește 20 de ani. Deci lucru care, evident, trebuie să ne bucure și, de fapt, arătăm că agricultura intensivă, ceea ce o repetăm deja de o lună și o jumătate, agricultura intensivă este, de fapt, cheia succesului pentru noi. 1. Îți permite încasări incomparabil mai mari cu agricultura tradițională pe hectar. 2. Are nevoie de o absorpție enormă de capital și ai unde investi. Și 3. Implică forță de muncă undeva de 5-10 ori mai mult decât în agricultura cerealieră. Care sunt venituri din producția de cireșe în Republica Moldova? Dacă observăm atent, anul 2023
este un an record, deci veniturile totale încasate din cei care au crescut cireșa și le-au comercializat se ridică la 420 de milioane de lei, deci este o sumă, după mine, considerabil, dacă ținem cont că recordul, dacă excludem 2022, a fost în 2020 când s-a încasat 144 de milioane de lei. Deci acest succes de creștere atât de spectaculoasă, uitați-vă în perioada 2011-2015, estimez că veniturile anuale erau 45 de milioane de lei. Deci astăzi veniturile care le încasează cei care au plantații de cireșe este de 10 ori mai mare decât acum 10 ani în urmă. La ce se datorează această creștere? Deci, uitați-vă, comparativ cu 2021, care a fost nu cel mai bun an, am avut atunci 120 de milioane de lei, veniturile anul acesta pe 120, o creștere de 3-6 ori. Greu îmi imaginez o ramură economiei care are așa o creștere spectaculoasă cum am avut la noi ramura creșteri de cireșe, se datorează la doi factori. Primul, a crescut producția de cireșe de 1-6 ori, ceea ce este considerabil, acum și am să vă arăt graficul, dar cel mai important, prețul a crescut de 2-3 ori. Ei, la capitolul prețuri, am avut și istoria cu nucii despre care v-am vorbit, nu întotdeauna este cel mai, nu trebuie să te bazezi doar pe prețuri, trebuie să te bazezi pe producție înaltă, productivitate, plantații, rezultate la fiecare hectar de cireșe, iar prețurile pot crește și pot scădea. Haideți să ne uităm la producția de cireșe. Deci, în perioada 2006-2010, estimăm că la noi anual se producea cam 4,5 tone de cireșe. Era destul de puțin. După aceasta ne-a ridicat la 6,8 tone, iar din 2016 noi am înregistrat o creștere destul de bună, apoi a scăzut și astăzi noi avem o producție de cireșe de 16.000 de tone, dar cel mai important este alt aspect. Uitați-vă, chiar în perioada 2006 până în 2016, chiar până în 2016, calitatea datelor lasă de dorit, poate de făcut anumite estimări, poate cu altă ocazie, încet, încet, împreună cu cei care lucrează din domeniu, vom completa tabloul, dar chiar și din 2016, dacă observați, în 2016 producția populației domina la producția totală de cireșe, 4,1 tone în față de producția întreprinderilor agricole și fermieri, deci cireșele pur comerciale erau în minoritate 3,5 tone. Apoi a crescut ca astăzi la noi cireșele care sunt produse strict pentru comercializare sunt undeva 85%. De fapt, cota populației s-a redus la cam 15% din condiția când erau vreo 60%. Lucru care nu este atât de trist și îi explic din ce cauză, deci cireșele trebuie să crească populația pentru consum personal și consum intern, dar dacă dorim să dezvoltăm o ramură de export, în cazul dat, cel mai bine sunt plantațiile acestea comerciale. Aici, haideți să ne uităm care este producția de cireșe, capitolul consumăm noi, exportăm. Dacă ne uităm, în 2016 noi am produs cireșe de 7,6 tone, dintre care 3,9 tone, adică cam jumătate. Jumătate le-am consumat noi, jumătate am mers la export. În 2023, la noi, consumul intern a fost de 1,3 și aici vreau să aduc o rectificare. Nu că mâncăm mai puține cireșe, eu cred că noi mâncăm cu mult mai multe cireșe, dar cireșele, o parte din cireșele, populația, dacă vă uitați, producția a scăzut la 4,1 tone la 2,6, bănuiți că de fapt nu a scăzut cireșele, dar mai mult ca un trat în economie neobservată. Pe viitor, împreună cu cei de la Biroul de Statistici, cred că vom găsi niște indicatori indirecți prin care să observăm care este cota economiei neobservate. Dar bănuiți și dumneavoastră că în prezent, în 2023, nu au mâncat moldovenii de 3 ori mai puține cireșe, de aceea 1,3 este cea care putem măsura, restul nu se măsoară, dar în schimb este foarte relevant și poate fi demonstrat prin facturile de la vamă, 14,7 tone sau un record absolut, deci am avut în 2018 11,7, de atunci n-am avut niciodată așa volum de cireșe exportate, lucru care trebuie să bucur. Deci, după cum am spus, veniturile noastre se datorează
prețurilor bune, dar și uitați-vă record absolut de producție și de export. Deci 14.700 tone de cireși exportate este un volum care niciodată n-a fost măcar pe aproape și este de, uitați-vă, de 4 ori mai mare decât acum 7-8 ani în urmă. Și prețul la cireșe. 2021 a fost un an prea bun, cireșele a scăzut prețul, iar în 2023 pe piața locală cireșele s-au vândut cu 20,4 lei kilogramul, pe piața externă 27,1 lei. Bănuiesc că în 2024 prețurile, ca și la alte produse agricole, din păcate, pentru producătorii agricoli și din fericire pentru consumatori vor scădea, dar ținând cont că avem volume mari, sper că și cireșele anul acesta vor avea un rezultat tot destul de bun. Haideți să ne uităm cum s-a modificat prețul la cireșe din 2015 până în prezent. Dacă observați, cu excepția anului 2021, prețul a scăzut cu 16%, spre bucurie consumatorilor și spre tristețea producătorilor. În schimb, 2022-2023 a fost 2 ani fără precedență în istoria noastră. Uitați-vă, 53% creștere în 22 și 48%, practic 50-50, o creștere fără precedent. Asta este prețul mediu ponderat. Am luat atât la export cât și la import. Evident că la noi domine exportul, de aceea mai mult în cota noastră este export. Deci, la urmă, ultimul grafic, ca încă o dată să vă reamintesc ce exportăm noi dintre fructe, nuci, pomușoare, am luat anul 2023, nu are sens să iei ceilalți ani, deoarece 2023 deosebește absolut de toți ceilalți ani, și ca număr de țări, și ca produse exportate, și ca volum de bani. Deci 2023 a fost un an, cred că cel mai frumos an din care știm noi, la tot ce înseamnă exportul de fructe, nuci, pomușoare din istoria Moldovei. Așa ceva n-am avut niciodată. Mi-aș dori ca acest record să fie bătut în 2024-2025, dar să luăm așa. Deci, pe primul loc, pentru prima dată, se plasează strugurii cu 24,9% export sau 66,3 milioane dolari. În paranteză, unde șed fructele este dolari. Și pe locul 2, mierele cu 23,5%, prima dată mierele au cedat poziția noastră, cu toate că nu prima dată, am avut o perioadă când nucile erau pe primul loc, mai mult ca atâta, când voi vorbi despre nuci, voi mai arăta că am avut o perioadă când nucile era dominat toată piața, dar acum, din păcate, doar 15%, prunile 15% împart cu nucile locul 3 și 4, de fapt e cam aceeași, o diferență minuscul, 15-3 și 15-3 și finalizează top 5, cireșele cu 21,8 milioane dolari sau 8,2% din cota totală de export de fructe și pomușoare. Chiar dacă e doar 8,2%, ținând cont că cireșele la noi practic au lipsit în exporturile noastre, aceasta înseamnă o creștere semnificativă, lucru care vreau să felicit pe toți cei care cresc, plantează pentru noi și pentru întreaga lume, deja pot spune, dacă înainte vorbeam de întreaga Europa, acum deja putem spune întreaga lume, unde cireșele noastre, pe lângă consumul din casa fiecărui om, acum se începe a fi consumate. Mai întâi a fost Rusia, apoi Belarus, apoi România și după asta Kazakhstan, Marea Britanie și toate celelalte țări. Sper foarte mult că ramura aceasta va primi atenția necesară din partea autorităților, statul va continua să încurajeze plantațiile multianuale și noi vom repeta încă de câteva ori. Republica Moldova are o șansă unică de a-și crește producția de fructe, nuci, pomușoare, astfel încât noi să asigurăm venituri de minimum 7-10 ori mai mare pe hectar decât prin metoda tradițională, doi, să angajăm de minimum 7-10 ori mai mulți lucrători în agricultură și să avem venituri care să ne permită să plătim salarii decente, iar exportul Republicii Moldova să fie marcate de acest produs frumoase, cum sunt fructele, nucile și pomușoare. Vă mulțumesc și până data viitoare!